Din nou împreună, dragii mei, suntem la Metropola TV sau live pe Facebook Mugur Mihescu Meriți, Mugur Mihescu sau live pe Facebook Metropola TV și stăm de vorbă pentru cei care n-ați urmărit până acum, deși mă îndoiesc să fi plecat, cu Ion. Ioan. Nu, Ion. Ion. Și să spun de ce Ion. Domn inginer Ion. Domnul șeful Ion. Și ce sunt? Eu sunt mama mea adâneancă. Era. Ne s-o odihnesc. Și nașa regățeancă mi-a zis Ion. Și mama îi spune Ioan. Și ea zice, nu, Ioan e în Ardeal. La noi în regat e Ion. Ion. Ion că... pozitiv sau Ion negativ? Știi? La vremea aia. La vremea aia. Și Cristian, pentru că am fost născut într-o zi de vineri. Oh, frumos. Christian Day. Pentru faptele tale, despre care am aflat și eu acum pentru prima oară, despre cei aproape 400.000 de copii vizitați, despre cei aproape 5.000 de voluntari doar în primii ani și despre cazul pe care mi-l povesteai cu copilul de 12 ani care punea acoperișuri, este și vorbeam despre școală, ca să facem o recapitulare prietenilor noștri, despre școala actuală din România. Pentru că sistemul actual îți cere o diplomă. Tu n-ai văzut câți oameni din ăștia care ne conduc își falsifică studiile? Cumpărat, da. Și și-au cumpărat studiile. Tu îți dai seama că oamenii ăștia își cumpără ceea ce n-au și nu vor avea niciodată nici creier, nici demnitate, nici coloană vertebrală. Ei n-au vreodată treaba asta. Tu îți dai seama că ei asta cer ca să susțină un sistem bazat pe înșelăciune? Păi diplomă? Unde s-a pomenit în partea asta? Eu am nevoie de un computerist și eu zic, ia fă-mă treaba asta. Pe mine mă interesează diploma acelui computerist? Pe mine? Pe mine mă interesează dacă vreau să-mi fac un acoperiș de diploma din nomenclatorul, din dosarul cu șină, din luarea în evidență, din birocrația măsii pentru copilul ăla. Nu, copilul ăla va avea școală, va avea școala meseriei. Ceea ce ăștia cu deficiențe, care sunt acum vremelnic aici, nu vor avea niciodată. Deci, pe mine mă îngrijorează faptul că nu va avea acces el și familia lui la alt gen de resurse, la resursa pe piața muncii, la resursa... Da, despre asta vorbeam. Ori asta, la câte cazuri ai văzut, deci cred că dacă te-ai apucat să povestești, eu... N-avem timp. N-avem timp, nici o viață. N-ai timp o viață. N-avem timp. Sunt 400.000 numai de copii pe care ai văzut. Nu avem timp pentru că... Știi ce se întâmplă? Mereu spun și... E ceea ce simt. Că te obișnuiești cu durerea. Cu ce nu te obișnuiești? Cu povestea din spatele durerii. Niciodată n-ai să te obișnuiești cu ea. Uite, pe lângă acești copii, eu am un proiect, se numește O zi cât o vacanță. Până în pandemie s-a ținut pe timp de vară și pe timp de iarnă. Copii cu nevoi speciale sau copii cu dizabilități, vara mergeam la delfinariu, apoi un prânz și până seara bălăceală, iar iarna... prin grija unor tineri extraordinari din Azuga, Aventoria, trebuie să-i pomenesc și am să spun de ce. Și ce dacă? Și am să spun și de ce. Îi duceam la schi. Dimineața schiau, pormă, tubing, masă, joacă, ne întorceam seara acasă. Societatea, despre societate vorbeam mai devreme și spuneam despre poveste, povestea din spate și povestea în sine. Când am spus că duc copii nevăzători la delfinariu, lumea mi-a sărit în cap. Cum să duci copii la delfinariu nevăzători? Ce să facă ei acolo? Și le spuneam mereu că acești copii aud ceea ce nu vedem noi.
Pentru ei, chiar dacă nu văd, ideea în sine că au fost la delfinariu lucrează la stima lor de sine. E fantastic. Unul din băieței, în vârstă de 10 ani, a atins un delfin. Când am plecat, l-am întrebat, ei, cum a fost, ce ai simțit? Și el zice, a fost ca o minge udă. Dau să plec. Și el mă trage de tutu și zice, nu vrei să știi ce am simțit? Erau două întrebări. Zic, și ce ai simțit? Am simțit căldură și dragoste. Partea extraordinară vine după acest moment. Când se întoarce la colegii lui, își ia mânuțele și le dă celorlalți copii nevăzători dragoste. Să le miroasă. Să adulmece delfinul. Să adulmece cum miroase dragostea și căldura. A fost fantastic. Cum să duci copii la... Cum să duci copii nevăzători la schi? Ai nebunii? Cum să-ți bagi joc de ei? Dintre copii cu autism, copii cu sindromul Down, cu retard, cu deficiențe de auz, cel mai bine s-au descurcat la schi copiii nevăzători. Este o dorință din sufleta mea să demonstrez lumii că să faci lucruri mărețe nu trebuie să nu trebuie decât suflet și niște prieteni. Și sper ca în iarna asta doi copii nevăzători, dacă nu patru, să coboare pârtia Sorica pe schiuri. Și sunt convins că vom găsi oameni și parteneri și sprijin să îi antrenăm într-o săptămână să facă acest lucru. Facem chestii, nu ne luăm după unii, nu ne luăm după alții, ne vedem de treaba noastră, eu sunt total apolitic și spun așa, sunt atât de sărac. Ce politică faci, dragul meu. Sunt atât de sărac încât... Te contrazic, ești total apolitic față de ce înseamnă politica până acum, politica ultimilor 30 de ani. Cei care au stat pe scaunul ăsta și cei care se uită la noi, ei fac politica și vor avea în curând șansa să spună, să se exprime. Vor avea în curând șansa asta, asta ți-o promit. Doamne așa. Pentru că lupta mea cu mediocritatea și cu bătaia de joc n-am reușit prin umor, știi? Eu așa am crezut, știi? Mama mea, carghezii, mucegaiuri, bube, noroi, da. Fac din astea, pac și dau temelie cu gazeta, cu trășii, dumneata, știi cum era cu Toma Caragiu și dumneata, satira. Măi, Mateiașule, satira e o armă, da, și tu tragi. Hai, mate. Eu așa am crezut din școala pe care am avut-o și cum am fost educat în familia mea de profesor și asta, că satira și râsul, să arăți prostia și să râzi de ea, e o armă. A fost o bucurie, dar armă? Nu, ăștia au pielea groasă, frate. Și atunci m-am hotărât să folosesc altfel, să folosesc acești 70% din oameni și meritul lor și puterea lor și binele lor împotriva ăstora. Și vom reuși. Vom reuși. Uite-te, nu știu dacă ai mai văzut vreo emisiune, te invit să te uiți. Să te uiți cât bine este în România. Da, este clar că noi, știi, de la obiceiul ăsta al nostru de a te întâmpina cu pâine și sare, știi? Uh-huh. Adică de a-ți pe tavă. Da. Pe tavă. E, înainte era pe tocător. Pe sau... tavă. Da. Și tocătorul era o tavă. O tavă de lemn. Da? De a te întâmpina, de a-ți pune pâinea asta muncită cu mâine, că se făcea cu mâine. Mâinile, da, vreme. Da? În mâine ai tot sufletul tău, da? Păi îți venea omul la tine în casă, îi puneai șervetul pe bucata de lemn, pe lut, pe
platou că de... Că plouă în gură, că asta e cum. Da? Și pâinea, păi, își punea sufletul, curățenia sufletului, da? Și o punea pe tavă, în fața ta. Vină. Tu știi de ce îmi ploua în gură? Pentru că mi-aduceam aminte de covata aia în care a bătrână frământa aluatul, da? Să facă pâine. Și noi care mai ciuguleam coca aia, știi, da? Că ne plăcea, știi, că era aia cu făină, cu cocă, pac, pac. Și pe urmă turtițe. Și acum acasă, nevastă mea, chiar și eu mai fac aluat, numai ca să miros coca aia și punem turtă pe tablă, știi, coacem ca să nu luăm tot timpul pâine, 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 pâine. Hai mă, mai facem câte o turtiță. Eu trebuie să-mi aduc aminte că, na, la origine ardelean sunt, bucuria mea era telul. Telul? Telul, da. Când băteai? Telul, mama făcea tot timpul, ne făcea prăjituri, da. Și când se termina crema, nu știu... A, să lingi telul. Să-mi dea telul. Stai, mă. Telul era telul pentru cu mine. Cu cacao, era... alea cu cacao în special. Pa, telul. Ce-ai, bă, băiatul? Ce-ai, bă? Telul. Telul era... Fabulos. Ce? Când bătea ouă. Ce iPhone? Ce? Da, era fabulos. Telul ăla. Telul. Ăla era toată treaba. Deci dacă nu-ți faci lecțiile, nu-ți mai dau... Da. Nu așteptam prăjitura cât așteptam telul. Da, dacă nu-ți faci lecțiile, da. Nu-ți mai dau telul. Telul, ești, da. Ești sărit de la tel. Da. Vezi, și până la urmă, prăjiturile astea și viața asta noastră, uite, ne-a dus într-un loc în care fiecare în felul lui a considerat că trebuie să lase ceva. Pentru ce, Doamne iartă-mă, trăim pe pământul ăsta? Nu? Pentru ce trăiești dacă nu lași ceva frumos după tine? Dacă nu lași bucurie? Dacă nu lași dragoste? Dacă nu lași zâmbetele alea pe care tu le aduci cu toți ai tăi voluntari? Eu spuneam că ceea ce facem noi este... Știi, unii plantează copaci. E minunat. E foarte fantastic. Frumos. Noi plantăm amintiri. Mm-hmm. Frumoase. Ce crezi că își va aduce aminte copilul care a fost internat cu o operație banală de apendicită? Își va aduce aminte când niște oameni îmbrăcați aiurea, total atipic, colorat, unul gras și bătrân, cu unii tineri, veneau și le împărțeau zâmbete și le-au făcut... Un moment, că noi mergem clipe acolo. Sunt clipe. Da, da. E o clipă, o clipă, o clipă, o clipă, o clipă. Se aud clipicind clipotele, știi, da, da. Clipele pe acolo. Dar e momentul ăla pe care el și va aduce aminte toată viața. Categoric. În spital... În special copil. în special fiind copil, având și o experiență traumatizantă a copilăriei, eu țin minte și acum operația mea de apendicită a fost făcută la ziua mea, când am împlinit 10 ani, de ziua mea. Eu țin minte, am fleșuri de atunci. Am fleșuri și de pe masa de anestezie. Am fleșuri cum aveam gura uscată și mi-era sete. Am fleșuri când eram la control. Am în continuare aceste fotografii cu mine. E, pe lângă aceste fleșuri, gândește că este și... Păi, ia gândește-te să fie avut o chestie de genul ăsta atunci. Să nu mi-aduc aminte plânsetele și cum mă ascundeam când venea aia să-mi facă polidinul. Pentru că am avut peritonită și să spărsese. Chit că mi-a salvat viața ca și copil, ca și... Asta e o experiență traumatizantă, că tu nu înțelegi că altfel n-ai cum să trăiești. Și să fi venit și la mine atunci niște... zurlii, așa cum îi percepeam ca un copil, îți dai seama ce percep ei copii despre voi de acolo. Nu percep decât o ieșire dintr-un univers al durerii. Al durerii și intrarea într-o lume a culorii și a bomboanelor și parcă faceți... Uite, acum avem un proiect, ți-l spun ție. Spune-l tuturor prietenilor. Da, le spun și lor. Am pregătit deja, avem un cățeluș la Victor Gomoiu, mai vine un ursuleț panda, mai vine un leu, mai vine un elefant, sunt mașinuțe cu care copiii electrice, cu care copiii vor merge la analize. Știi? Drumul ăla din salon până ți-a sângele. E crunt. E ce crunt. Frumos! Mintea aia copilașului care mă duce, mă trimite acolo, știi? E, pune-l pe chestia aia și
Schimbăm deja... Aș vrea și un spital ca afară. Avem un spital ca afară, se numește Victor Gomoiu. Avem mai multe spitale ca afară. Și spitalul ăsta de... Vorbesc de cele pentru copii. Ah, de cele pentru copii. Iartă-mă, eu sunt pe segmentul ăsta. Cineva m-a întrebat, da, de bătrânul vă ocupați? Nu. Eu mă ocup de suflete și de copii. A, dacă bătrânii sunt împreună cu copii, uite, avem acum cazul unor patru fetițe, sunt patru fetițe, părăsite de mamă, fără crescute de bunica. Normal că nu mergem numai pentru ele și o să avem în bombomobilul nostru ceva și pentru bunică. Dar noi mergem pentru copii. Categoric, asta este culmea să ți se impute oarecum că nu te ocupi și de, adică nu știu, de ce ar zice cineva așa ceva? Adică, ce ar fi mintea unui om care zice? Știi, hateareala prinde mai bine decât hateareala. Asta e cârcoteala, nu e cârcoteala, hateareala prinde mai bine. Noi în momentul ăsta avem două asocieri, copiii și animalele. Sunt singurele asocieri, pentru că încercăm să-i ajutăm și pe unii și pe alții. Mă implic în diverse acțiuni pentru adăposturile de cai, adăposturile de câini. Ne implicăm pentru că terapia cu zâmbet și terapia cu suflete cred că este cea mai bună terapie pentru copii. Merg în continuare pe ideea asta, ca fiecare copil să ajungă măcar o dată pe săptămână să mângâie un cățel, să aibă grijă de un animal. Adică merg pe ideea de cum să spun, de transfer emoțional. Interspecii. Și așa. Dar eu ziceam că terapia asta prin schimbul de emoții. Categoric, numai când vezi, am văzut și eu și alte documentare prin alte părți, la bătrâni mergeau cu căței dintre aia mici. Da. Și toată lumea, bă, când vezi un cățel mic, da, papi dintre ăla, nu poți, mă, te n-ai faci fleașcă. Da, poți să fii tu și criminal în serie, cred că... E, uite, vezi, mai e un pas până când să ajungem acolo, să mergem cu... să intrăm cu un cățel, cu toate analizele, cu toate specificațiile, să ajungem la copii. Ar fi... cred că este următorul pas al nostru. Nu te lasă legea. Nu te lasă legea. Dacă se îmbolnăvește de cățălită câine. Da? Și noi ne pupam în bot când eram mici cu toți câinii. Deci te lingeau, Și da, acum la fel pe acasă, nu aici... Când m-a mușcat un câine... Pe mine m-a bătut mama când m-a mușcat un câine. Și pe tine la fel? Da. Când m-a mușcat un câine, m-a bătut mama. Și pe mine la fel. Și a zis, ce ai făcut? Exact, și ce ai făcut câinelui? Ce ai făcut? Ce ai făcut câinelui? Da, ce ai făcut câinelui? Ce ai făcut? Da. Am trecut și am dat pe gard și n-am văzut că ușa era, poarta era deschisă. Bine ți-a făcut. Știi cum ne... știi da, cum, știi? Te dai cu bățul. Da, te dai cu bățul pe gard, știi? N-am văzut poarta deschisă, a ieșit ăla, m-a clănțănit, a intrat la loc și m-a s-a acasă. M-a mușcat câinele. Foarte bine ți-a făcut. Bine ți-a făcut, da. M-a pus, n-am spus sărut mâna unei vecine și aici fac legătura cu de ce astăzi, de ce ceea ce fac. N-am spus sărut mâna unei vecine. M-a luat de mână. Sunt născut crescut în Rahova, în spatele parcului Rahova, am prins parcul Rahova, trecea mașina 39, avea stație la biserică, m-a luat de mână, m-a pus în stație și a zis, până când vin să te iau, spui sărut mâna la toată lumea. Se numește parenting. Dragul meu, din fericire, emisiunea s-a terminat. Eu nu am decât să-ți mulțumesc că ai avut sufletul ăsta deschis să vii să împărtășești binele alături de prietenii noștri, să înțelegem cu toții că renașterea poate să înceapă de la genul ăsta de exemple pe care ni le putem promova și oferi unul celuilalt.
Așa că puține mai sunt de spus. Îți mulțumesc și mulțumesc tuturor voluntarilor tăi, cum am mulțumit tuturor voluntarilor de la toate asociațiile care au venit și ONG-urile care au trecut acest prag. Vă mulțumesc vouă, dragi prieteni, pentru că existați și sper din ce în ce mai mulți în continuare. Mulțumesc de asemenea și celor care mă îmbracă, anume Cătălin Botezatu și Vigo. Vigo by Cătălin Botezatu. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, dragii mei. Eu sunt Mugur Mihăescu, iar tu meriți. La revedere, pe mâine. Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.